Știm că încă se fac căutări pentru a găsi resturi de la dronele care au căzut pe teritoriul țării noastre. Care sunt ultimele informații? Aveți dreptate, noi am anunțat în cursul zilei de astăzi, printr-un nou comunicat, faptul că sunt trei posibile zone de incidentă pe care le-am identificat în proximitatea localității Plaurul din județul Tulcea. Am finalizat cercetările, sau mă rog, am încheiat investigațiile la fața locului la una dintre aceste locații, unde am identificat resturi de la o dronă de proveniență rusească de tip Gheran 1 sau Gheran 2. Urmează să fie stabilit prin analizele ulterioare. Cercetările continuă pentru acoperirea întregii zone. Nu am la acest moment detalii cu privire la investigațiile de la celelalte două locații, însă noi acoperim o zonă mult mai mare, nu doar aici în proximitatea localității Plauru. Ori de câte ori sunt astfel de incidente pe infrastructura portuară ucraineană, acoperim întotdeauna prin procedurile pe care ni le-am stabilit zone mai mari, astfel încât să fim siguri că acoperim toată suprafața de interes și să avem, imaginea clară a consecințelor potențiale care ar putea să se manifeste asupra teritoriului național prin căderi de fragmente de drone, așa cum s-a mai întâmplat. Sunt misiuni de supraveghere în aceste nopți, având în vedere că suntem atât de aproape sau la o distanță mică de incidentul care a avut loc? Știm că au fost ridicate aeronave F-16 în primele două nopți. Haideți să le punem în ordine. Misiunile de supraveghere se desfășoară 24 de ore din 24. Există un serviciu de luptă poliție aeriană care monitorizează prin mijloace radar și este pregătit, monitorizează în permanență și este pregătit să intervină în situația, în orice situație s-ar constata posibilitatea încălcării spațiului aerian cu intenția de către mijloace aeriene, aeronave sau drone. În funcție de situația concretă, în aceste cazuri se pot activa inclusiv aeronavele care se află și ele în serviciul de luptă poliție aeriană. Vă reamintesc că noaptea, acum două nopți, au fost decolate două aeronave F-16 de pe baza aeriană de la Borcea. Noaptea trecută a fost rândul aeronavelor F-18 ale forțelor aeriene finlandeze care sunt dislocate pe baza aeriană de la Cogălnicianu. Ele acționează la ordinul care este împărțit, autoritatea, responsabilitatea este împărțită în NATO. Avem două zone de responsabilitate. Noi suntem arondați la Comandamentul Operațional Aerian de la Torrejón. Există o responsabilitate națională și o responsabilitate aliată. De aceea se acționează întotdeauna cu consultarea sau sub autoritatea acestor două niveluri despre care vă vorbeam. Cele două aeronave din cursul nopții trecute ale forțelor aeriene finlandeze au decolat la ora 1 și 32 de minute și au aterizat sau reîntors la baza de pe Cogălnicianu la ora 3 și 25 de minute. Misiunea lor a fost să monitorizeze, să supravegheze zona de interes din spațiul aerian național, dar în proximitatea atacurilor care se desfășurau pe infrastructura ucraineană. Aveți informații despre traiectoria pe care dronele au avut-o înainte să se prăbușească în apropiere de granița țării? Dacă au intrat anterior pe teritoriul țării noastre sau dacă... Cred că vă referiți la informațiile transmise de, dacă nu mă înșel, de forțele aeriene ucrainiene care spun că au pierdut pentru trei dintre aceste drone semnalul când ele au intrat în spațiul aerian al României. Nu evit să discut despre astfel de situații. În atacuri atât de complexe cum sunt cele care s-au întâmplat și noaptea trecută și acum două nopți, noi monitorizăm cu atenție tot ceea ce se întâmplă. Nu întotdeauna semnalele radar pot fi confirmate și coroborate cu ceea ce se întâmplă în realitate în teren. De aceea aș privi aceste informații cu un grad normal de circumspecție. Acesta este și rostul cercetărilor pe care le facem în teren de fiecare dată pentru a corobora ceea ce uneori radiolocația poate să arate. Însă trebuie să înțelegem că la înălțimi atât de mici, sub 100 de metri, chiar sub 150 de metri, oricât de performante ar fi radarele, și vă asigur că avem radare dintre cele mai performante și care văd foarte bine în această zonă, aceste radare
nu pot să dea întotdeauna rezultate sau informații foarte precise sub aceste timp. Vă rog. Ne putem, domnule Spânu, aștepta ca la finalul acestor verificări să avem această traiectorie, să vă fie clară traiectoria? Verificările la fața locului nu au rolul de a stabili traiectoria, au rolul de a analiza ceea ce probele care se ridică, proveniența acestora, sunt verificate, sunt mai multe tipuri de teste care se fac pe partea bacteriologică, pe partea chimică, pe partea explozivă. Se face o analiză complexă a tuturor acestor resturi, astfel încât să avem informații cât mai multe și mai precise cu privire la proveniența acestor mijloace care sunt descoperite la fața locului. Traiectoriile despre care vorbea sunt imagini radar care se obțin în timpul desfășurării atacurilor respective și pe care le avem. Și atunci știm dacă au intrat pe teritoriul țării noastre anterior? Vă explicam că toate informațiile trebuie coroborate din mai multe surse. Nu e ca la jurnalist, dar este foarte... Înțeleg, dar asta încercam. Cumva din răspunsul pe care l-ați oferit dumneavoastră, am înțeles că mai așteptați niște rezultate de la fața locului pe care să le coroborați cu ceea ce știați dumneavoastră pentru a avea o imagine clară. De aceea am... Haideți să reluăm. În urma acestor atacuri am identificat 3 zone posibile de impact pe care le investigăm și în care vom, în urma acestor investigații, vom ști cu certitudine dacă vorbim despre resturi, adică despre fragmente ale unor drone care s-au dezintegrat în aer, combătute de apărarea antieriană ucraineană și fragmente din acestea ajung pe teritoriul național, cum s-a mai întâmplat, dar pot exista și cazuri în care drone întregi care sunt defectate, sunt scoase din funcțiunea normală de loviturile executate de apărare antieriană, au un zbor necontrolat, cad liber și pot să cadă chiar și pe teritoriul național. Există în momentul de față o lacună legislativă în ceea ce privește capacitatea forțelor de apărare ale României să doboare astfel de drone care ajung pe teritoriul țării noastre? Răspunsul trebuie nuanțat. Atunci când avem de-a face cu atacuri directe, intenționale, executate împotriva unor locații, unor obiective de pe teritoriul național, legislația ne permite să acționăm în orice moment. Însă, în situațiile de la frontieră, din septembrie anul trecut până acum, în nicio astfel de situație nu am avut, și cred că este foarte important să subliniem acest lucru, nu am avut situații în care să se fi executat atacuri intenționate, lovituri care să aibă ca destinație finală coordonate de pe teritoriul național al României și implicit al NATO. De altfel, chiar în această seară, Alianța Nord-Atlantică a dat publicității un comunicat în care precizează același lucru, că din informațiile pe care Alianța atacurile nu au fost intenționate, dar revin și îmi permit să insist puțin pe această întrebare. Vă rog. Nu există, adică în momentul de față, dacă ar fi un atac deliberat, putem, avem legislație, putem să le doborâm, însă, din fericire, până acum, dronele care au căzut pe teritoriul țării noastre nu au provocat nici victime, nici pagube. Dar de unde vom ști că astfel de situații nu se vor mai repeta, având în vedere că avem un război care continuă la graniță și că data viitoare nu vor exista victime? Poate statul român, în momentul de față, să doboare o astfel de dronă care poate să intre accidental, dar poate totuși să facă victime? Repet, nu există un răspuns definitiv, un răspuns în nuanțe de alb și negru la această întrebare. Vă asigur însă că toate măsurile pe care le putem lua în limita cadrului legislativ actual vor fi luate. Există, și noi am afirmat acest lucru cât se poate de transparent încă de anul trecut, există însă și aspecte care trebuiesc îmbunătățite prin modificările legislative pe care le așteptăm, astfel încât să fie acoperite cât mai multe din aceste zone gri, iar riscurile să fie diminuate la maximum posibil în aceste situații. Însă trebuie să repet, suntem în proximitatea unui război. Atacurile acestea, care sunt ilegale, în contradicție flagrantă cu normele dreptului internațional, pentru că sunt atacuri împotriva infrastructurii civile ucrainiene, astfel de atacuri prezintă pericol și asupra teritoriului național, pentru că granița noastră cu Ucraina este exact pe Dunăre, pe malul celălalt este infrastructura ucraineană, iar România este la câteva zeci de metri în anumite locuri sau sute de metri, depinde de lățimea brațului Dunării. O ultimă întrebare, domnule Spânu.
Pe când ne-am putea aștepta la aceste modificări legislative? În ce stadiu se află ele? Ceea ce pot să vă spun este că modificările, proiectele legislative, sunt 6 pachete de legi, sunt pe circuitul de avizare. Nu pot eu, din păcate, să vă spun... Adică sunt în Parlament. Poate confirma. Nu pot să avazez un termen. Sunt pe circuitul de avizare. Nu pot să avazez. Puteți confirma că sunt în Parlament? Pentru că... Nu vă pot confirma acest lucru. Știu că sunt pe circuitul de avizare. Adică unde sunt? Pe circuitul de avizare. Interinstituțional de avizare. Până să ajungă în Parlament, cred că domnul secretar de stat pot aștie, ele trebuie... Păi și la ce instituție sunt acum? Cine nu le-a avizat? În guvern și trimite în Parlament. Trebuie, încă nu suntem în acest punct. O să aflăm cu siguranță, trebuie continuată întrebarea. Deci nu sunt în Parlament, nu ne este foarte clar undeva. Tot ceea ce vă pot spune este că sunt pe circuitul interinstituțional de avizare.